Având în vedere că urmează perioada concediilor, când numărul de turiști care tranzitează vămile crește, oamenii legii de la punctul de trecere Calafat și Bechet au luat măsuri menite să fluidizeze traficul și să nu fie înregistrați timp de așteptare în vămi. A fost suplimentat numărul polițiștilor de frontieră care își desfășoară activitatea la control de trecerea frontierei și de asemenea folosirea la capacitate maximă a infrastructurii de care dispun cele două puncte. Poliția de frontieră pune la dispoziția turiștilor și o aplicație online cu ajutorul căreia pot să afle în timp util cum este traficul din vămi. Fiecare poate afla care sunt timpii de așteptare în toate punctele de trecere a frontierei de stat, iar în funcție de acești timpi își pot configura traseul pentru vacanța în care doresc să meargă.